CSC Dâmbrăvița rămâne în al doilea eșalon al fotbalului românesc. Echipa timișoană a smuls un rezultat de egalitate la finalul unui meci incendiar cu cei de la Ceahlăul. Dâmbrăvița a deschis scorul minutul 10 și a păstrat acest rezultat până la finalul partidei, când a venit egalarea. Marius Sav a restabilit rezultatul de egalitate cu un șut din afara careului în minutul 84. Bănățenii evită retrogradarea grație unui paragraf din regulament care stipulează că la egalitate de puncte se salvează echipa care intră în play-off cu mai multe puncte. Aceea este CSC Dâmbrăvița în detrimentul Dejului.